Totdeauna m-a fascinat literatura lui Blaga și totdeauna am suferit că, deși iubeam așa de mult piesa lui Blaga, poezia lui Blaga, n-am avut prilejul să mă manifest folosind textele lui. Uite că după ani de zile, bunul Dumnezeu a făcut să îmi iasă în cale un om care iubește literatura lui Blaga, un om care are experiență că a mai montat Blaga, meșterul Manole, un om care vine și cu o anumită puritate sufletească, dat fiind că el a fost preot. Nici nu știu dacă formularea mea este cea mai fericită să spun că a fost, pentru că odată hirotonisit, rămâne preot. Și el a rămas. A rămas, în primul rând, prin apetitul lui pentru literatura cu trimitere la religie. Sau, ca să spun mai laic, cu literatura care te invită să-ți iubești aproapele. Tulburarea apelor se înscrie, după părerea mea umilă, în această zonă a iubirii, a iubirii aproapelui tău. Și spun asta nu gândindu-mă neapărat la acțiunea din piesă și la întâmplările, la poveștile din piesă. Mă gândesc la adevărul omenesc, la înțelesul omenesc al acestui lucru. Citind piesa în totalitatea ei acum, pentru că parcursesem niște fragmente din Tulburarea apelor, nu o citisem integral, mi-am dat seama că povestea de iubire între preot și nona nu este numai povestea lor de iubire. A fost a unei generații întregi care trebuiau să-și aleagă credința pe care vreau să o urmeze. Piesa a fost scrisă folosind acest eveniment care la vremea respectivă a fost foarte pozitiv. Luteranismul, apariția acestei credințe în care, cum spune și Blaga, formulează foarte frumos în puține cuvinte, zice, catolicismul l-a băgat pe Dumnezeu în biserică, luteranismul l-a scos din biserică ca să-l dea credincioșilor. Întâmplarea a făcut ca eu, fiind ortodox, evident, nefiind un practicant așa sârguincios, dar crezând în Dumnezeu, mi-am formulat bagajul de cunoștințe când am citit piesa, căutând câteva lecturi care să mi aducă mai aproape și de minte și de suflet universul acesta. Și una dintre cele mai convingătoare lecturi pe care le-am parcurs a fost poezia Iisus a lui Panait Cerna, un mare poet, din păcate, așa cum s-a întâmplat și cu Steo Iosif și cu Goga și cu Makedonski, și pus sub tobroc,
nu s-a mai pomenit. Așa erau vremurile, așa erau, cum să spun, cerințele culturii realist-socialiste, să nu mai amintim de ei, etichetându-i în fel și chip. Formaliști, impresioniști sau naționaliști. Sau... Spuneam de pe Nai Cerna, nu i-am părăsit niciodată poezia și citind acum Tulburarea apelor, m-am întors la el pentru că în cea mai frumoasă poezie pe care el a plăsmuit-o, care se numește Iisus, am regăsit tema din Tulburarea apelor în niște versuri sublime, el pledând că Dumnezeu este în om, că omul este prin alcătuirea lui înclinat să meargă spre dumnezeire, că omul este înclinat să meargă prin dumnezeire, în primul rând prin iubire, iubirea semenilor. Și el susține cu totul și cu totul, în mod strălucit și convingător, ideea că omul, numai omul, poate să aprecieze sacrificiul divin al lui Iisus, sacrificiul făcut sub semnul omeniei, al umanului, nu al divinității neapărat, pentru că dacă era un Dumnezeu, putea să se sustragă suferinței, putea să îi dea o altă turnură. Ori Iisus pătimește și moare ca un om. Și asta spune Panai Cerna, îl aduce și îl fixează definitiv în sufletul nostru. Și Iisus nu s-a înălțat la cer, a rămas aici, spune Blaga, în pământ. Și în fiecare zi noi, zi și noapte, călcăm pe acest pământ care conține trupul lui. E superb și pentru omul care are o educație mai modernă, mai a zilelor noastre, este superb să asculte și să ia aminte la acest punct de vedere filozofic despre credință. M-am apropiat de text pentru că regizorul spectacolului a avut această capacitate de a-mi prezenta așa de frumos lucrurile, gândurile lui despre piesă, cum vrea să o facă, încât m-a cucerit. Și deși făcusem un legământ cu mine să renunț, să mă retrag din teatru, să îmi văd de bătrânețe, nu știu ce a făcut, că fără prea mult, cum se spune eu, fără să stau prea mult la cumpănă, i-am spus, da, părinte, vin și eu. Merg și eu pe mâna dumitale în acest demers. Nu mi-a părut rău și mai ales astăzi, când sunt la Sebeș, pentru prima dată în viața mea, nu am fost până acum la Sebeș, trebuie să mărturisesc că am sosit aici și de la început ceva, o atmosferă cu totul și cu totul specială, începând poate cu nucul ăsta uriaș sub care s-a ținut conferința de presă
m-am simțit relaxat, m-am simțit bine. Am dat peste niște oameni deosebiți, începând cu primarul acestui oraș, pe care l-am iubit din prima clipă când am auzit ce atitudine are și cum gândește vis-a-vis de actul cultural. Pentru că mărturisesc, nu știu cât farfeca cenzurii mai funcționează, în țara noastră cultura este a cincea roată la căruță, roata de rezervă de la căruță. O căruță care zdroncă și zguduie pe niște uliți pline de gropi, mai are o roată acolo uitată, poate o folosi la ceva. E primarul ăsta de aici i-a găsit o utilitate acestei roți de rezervă, crede în ea, în, cum să spun, în viitorul ei și fără să stea prea mult pe gânduri să cântărească, o fi bine, nu o fi bine, îmi face bine în mandatul meu, nu face bine, cu curaj a tras cartea culturii și pentru toată treaba asta nu pot să spun decât că fac o profundă reverență în fața lui. Sunt așa de puțini oameni de calibrul ăsta că trebuie să-i prețuim și să-i ținem aproape de noi ca să, în felul ăsta, să supraviețuim și noi și odată cu noi și mica noastră strădanie de a aduce culturii românești încă ceva în plus. Astă seară e o seară deosebită. Tulburarea apelor are premiera mondială, este prima sa apariție în fața publicului. A fost un spectacol născut din dragoste, făcut cu dragoste și sper să fie și primit cu dragoste.